Am stat mai devreme în rugăciune și Domnul a lăsat o descoperire pentru popor, pentru poporul din întreaga lume. Este o descoperire mai deosebită și de asta vreau ca să spun imediat că nu uit niciun detaliu. Domnul a spus așa, spune poporului meu să se pregătească căci eu vin curând. După ce a spus aceste cuvinte, mi-a zis, privește. În timp ce priveam, era un râu curat care curgea. Din depărtare, la un moment dat, a venit ca un fluviu negru, cu un lichid negru, se apropia ca să intre în râul acesta curat. Am întrebat, Doamne, dar ce este? Și a zis, Domnul, privește. Erau popoare și națiuni pornite la război. În momentul respectiv am văzut o îmbălmășală foarte mare. Zis Domnul din nou, privește. Când am privit, am văzut cum s-a despicat pământul, s-a deschis așa ca și cum ar fi deschis o ură și din lăuntru a ieșit o căpetenie demonică. Căpetenia aceasta era ca un car de foc și a pornit de-a lungul pământului și în urma lui trăgea ca un lanț de foc. Și lanțul acesta a început să înconjoare pământul de sus până jos. În urma lui a lăsat numai prăpăd. Am zis, Doamne, ce se întâmplă? Fiindcă la un moment dat am văzut că în anumite porțiuni ale globului pământesc, Doamne, a dat tot globul pământesc, aceste lanțuri de foc nu ajungeau. Și atunci am zis, Domnul, privește. Și când am privit, am văzut acolo, în porțiunea aceea unde n-a apucat lanțul să strângă, erau credincioși care se rugau necurmat înaintea Domnului, ridicau rugăciune înaintea Domnului. Dar în timp ce acest lanț a fost strâns pe jur împrejurul pământului, erau ca și niște pulsați, ca și cum pământul pulsa. Și atunci Domnul mi-a dus aminte cuvântul care scrie și în Apocalipsa, că va veni ca și durerile nașterii peste femeie. Exact așa pulsa pământul. Și după un timp am văzut cum lanțurile acestea au devenit negre și s-au rupt, așa ca și cum s-au despicat și s-au căzut toate la pământ. Prin asta am înțeles că s-a terminat perioada aceea grea. Apoi din cer am văzut cum a coborât ca o fâșie lungă, hârtie pe care erau scrise multe cuvinte. Și am întrebat pe Domnul ce este. A zis, este cuvântul meu. Spune, oricine primește cuvântul meu, eu sunt pâinea vieții, primește viață. Și în locurile unde a fost acest lanț de foc, a coborât acest lanț de cuvânt ca să aducă vindecare peste acele popoare și peste acele suflete care au fost greu chinuite. Chinul era foarte mare. Puteam să văd oameni foarte, foarte chinuiți. Ceea ce a lăsat în urmă această urgie a fost ca și în urma unui dezastru, ca o catastrofă naturală, ceva de genul ăla, ca să puteți înțelege. Și Domnul, în urma că se încheie această descoperire, a spus din nou, spune poporului meu să se pregătească pentru venirea mea. Atât am primit Hristos, Dumnezeu.